sfârșit putem spune că a venit și primăvara, așa că am revenit și eu cu un video nou de DIY cu decorațiuni pentru primăvară, care să-ți învestelească și să-ți reîmprospăteze casa. Și în primul DIY îți voi arăta cum să personalizezi o husă de pernă. Pentru asta vei avea nevoie, bineînțeles, de o husă de pernă. Eu am cumpărat-o pe a mea de la IKEA, este una albă simplă și are 50x50 de centimetri. Pe lângă asta vei mai avea nevoie de un burete, poți folosi orice burete ai în casă, de o foarfecă și de un marker pentru textile, eu am folosit unul negru. Vei începe prin a te chinui să desfaci husa din ambalaj până când îți vei da seama că foarfeca e chiar lângă tine. Iar dacă și husa ta arată în halul acesta după ce a fost despachetată, îți recomand să o calci. Iar acum să trecem la măcelăritul buretelui. Din câte vă puteți da seama, eu l-am ciopărțit deja pe al meu. Vă recomand să-l tăiați prima dată în două, așa cum fac eu în acest clip. Iar după aceea vom decupa din el un fel de ștampile în formă de frunze. Puteți decupa 3 sau mai multe dimensiuni diferite. Pentru a crea o textură diferită pe material, puteți folosi și partea dură a buretelui. Iar acum că aveți frunzele, puteți folosi o foarfecă mai ascuțită să mai decupați în mijloc, dacă vreți, un fel de șanțuri sau adâncituri, nu știu cum să le numesc, astfel încât să se creeze o textură tridimensională pe material. Înainte să vă apucați de ștampilat, vă sugerez să puneți o bucată de carton în interiorul husei de perne, astfel încât vopseaua să nu treacă și pe partea cealaltă. Iar acum tot ce trebuie să faceți este să colorați cu markerul forma din burete și să o aplicați pe material. Iar cum așezați frunzele depinde strict de imaginația voastră. Puteți aplica doar așa câte 3 sau să faceți un fel de crenguțe. Iar la final puteți trece cu markerul peste frunze pentru a le scoate puțin mai tare în evidență. Dacă vă plac accentele aurii, puteți folosi o vopsea pentru textile aurie sau chiar și o ojă aurie pentru a detalia puțin frunzele. Și vă recomand să aplicați vopseaua sau oja în locurile în care frunzele sunt mai deschise la culoare. Eu am decis să adaug și câteva buline, tot aurii.
În următorul DIY vă voi arăta cum să faceți un pinboard foarte, foarte drăguț din dopuri de plută. Și bineînțeles, veți avea nevoie de multe, multe dopuri de plută, de puțină sfoară și de o astfel de placă din plută sau puteți folosi chiar și un carton mai gros și nu în ultimul rând veți avea nevoie de un pistol de lipit. Înainte să începeți să lipiți orice, vă recomand să așezați dopurile de plută și să vedeți cum vor arăta ele așezate la final. Puteți face DIY-ul acesta și sub formă de pătrat, însă eu am ales să fac un cerc. Iar după ce am așezat toate dopurile în forma dorită, am trasat conturul acestora cu o cariocă. Am decupat placa de plută pe marcajul făcut. Nu vă faceți griji, nu trebuie să fie exact, mai ales dacă aveți un carton mai gros, va fi destul de greu să creați un cerc perfect. Și am început să lipesc fiecare dop de plută, unul câte unul, pe placa decupată. La final am înfășurat sfoara de câteva ori în jurul dopurilor, astfel încât ele să pară că stau doar ținute de sfoară, după care am făcut un nod în vârf. Iar dacă vreți, puteți să-i prindeți și o fundiță. Mie mi s-a părut că arată mult mai bine așa. Iar pe acest pinboard vă puteți prinde cu pioneze, cărțile de vizită, numerele de telefon importante sau orice vă trece prin minte. Eu l-am pus în hol și îl folosesc cel mai mult pentru a ține cheile. Următorul DIY este unul foarte simplu prin care vă puteți personaliza orice cană, recipient, vază și așa mai departe. Eu am ales să-mi personalizez acest chiveci mic de la IKEA, iar pentru asta vei avea nevoie de culorile tale preferate de lacuri de unghii și de un vas cu apă caldă. Dacă nu ai un vas pe care ești dispusă să îl arunci după acest tutorial, îți recomand să îl îmbraci într-o pungă de plastic, astfel încât acesta nu se va murdări și nu va fi compromis. Vei începe prin a turna una sau mai multe culori în apa caldă, după care vei introduce ghiveciul până la jumătate, timp de 2-3 secunde, iar acesta va fi rezultatul final. Și poți repeta procesul ori de câte ori vrei tu, cu câte culori dorești.
foaie îți voi arăta cum să transformi o ramă foto într-o tavă simpatică pentru parfumuri sau mărunțișuri. Și vei avea nevoie, bineînțeles, de o ramă foto adâncă, eu am folosit una de la IKEA, și de o bucată de material sau o hârtie decorativă cu printul dorit. Începe prin a desface rama și nu uita să-i dai jos și folia de protecție. Iar acum vom monta rama puțin diferit. În loc să punem plasticul înapoi de pe care tocmai am dat jos folia, vom pune prima dată această ramă interioară, iar abia apoi plasticul deasupra. Vă puteți folosi de spatele ramei pentru a decupa din material sau din hârtie forma acestuia. Iar apoi, peste plastic urmează să puneți materialul sau hârtia și să închideți rama cum ați face-o în mod normal. Mie mi se pare că arată tare drăguț această tavă pe masa din living și poate fi folosită și în multe alte moduri. Cred că ar fi foarte utilă și pentru a ține parfumurile. Sper că v-a plăcut acest tutorial, mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să-mi lăsați un thumbs up dacă vă place acest tip de video, ca să știu pe viitor ce fel de video să mai fac. Deci dacă este un mare da pentru decorațiuni interioare, vă rog să-mi lăsați un like și nu uitați să vă abonați pentru și mai multe videouri de la mine.